Dăm o fugă la Ilieus pentru că mai avem treburi de rezolvat. Acum, dacă tot am intermediat lucruri, vă dați seama că avem și lucruri administrative de rezolvat. Așa că să-i dăm bătaie. Încă întârziem, a? Ieri vă arătam acea casă și vorbeam despre foștii proprietari, că chiar sunt niște oameni deosebiți. Mai multe mesaje am primit de la oameni care ne întreabă despre ei și nici noi nu știm foarte multe, știm doar că sunt profesori universitari ambii, sunt biologi marini și au o fundație care se ocupă cu salvarea balenelor și broaștelor țestoase, adică în fiecare an aici balenele vin să împerechează, este o barieră de corale aici foarte aproape și balenele se rănesc în această barieră de corali și această fundație vine cu niște bărci și le ajută pe ele să iasă nou în larg și să le salveze. La fel când broaștele țestoase vin și depun ouă, fac așa, se ocupă să facă niște cuiburi, să le semnalizeze și... Deci cu asta se ocupă, în afară, deci ăsta e ca un fel de hobby. Adică nu e hobby, cum poți să spui că e un hobby, nu știu, sunt oameni, chiar sunt oameni cu suflet, în afara faptului că sunt niște oameni de o educație deosebită, sunt niște oameni cu suflet, asta este cert. Oricum, îți dai seama de, și în momentul în care vorbești cu ei, îți dai seama cât de frumoși sunt. Da. Știi, știu. Ce ai luat? Punga de plastic cu mine, ca să ne udăm... Știi tu. Ce ai luat? Ce să iau? Apă de cocos. Apă de cocos, nu? Nu înțelegi ce-mi trebuie, Gabriel. Hai. Car online. Bravo, Aris, ești cel mai tare. Inimioară car online. Caroline, iarăși, frumoasă casă, felicitări noilor proprietari și vouă că ați intermediat cumpărarea unei case de excepție. Să vă bucurați cu toții de vecinătate și prietenie. Yay! Tare! Încă o inimioară Caroline! Mulțumim pentru mesaje! Vă mulțumim foarte mult pentru mesaje. Noi ne-am terminat treaba aici în Ilieus și ne-am oprit să ne luăm micul dejun, că încă este dimineață. De fapt, e un brunch. Pentru că la vini este foame. Fomică mă, ia mănânc un pic. Și eu un espresso. Îmi beau espresso și vă răspund la mesaje. Este unul dintre cele mai delicioase chestii pe care le fac. Una din ele. Vă mulțumesc. Haide. Noi am venit să o luăm pe Uma. Adică câinele negru, da. În sfârșit, după 3 săptămâni, am venit să o luăm. Să vedem. De fapt, am venit să vorbim cu dresorul, să vedem despre ce vorbim. Haide că ne-o aduce, uite. Ne-o aduce, ăștia sunt câinii lui, dresorului. Și acum ne-o aduce pe Uma. Și ce emoții am. Și eu am emoții, nu mai pot. Dacă nu mă mai recunosc. Nu știu. Poate duce pe altă parte și nu ești tot de nebun aici. Și filmul mai iure. Aba, nu, uite. Eu nu văd nimic, că te-ai băgat tu. Păi uite-te pe ecran. Pe ecran mă e, dar nu văd. Nu cred că o aduce pe aici. Nu cred că o aduce pe aici. Pe aici o aduce, a? Dar toți sunt aici. Ce? Se uită la mine. Cine? Ăștia nu mare, noi. Da? Da. O să-l atru? Puța la ea, de deci.
Am niște emoții, dar nu mai pot. Nu pot. E dor de câine și după 3 săptămâni... Ce? Aștept mă, ții, uite-o, uite-o. Uite. Mă? Ce doamne cu mine, micuță. Doamne, micuța. Ce tare, micuța mea de fată. 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 Ce tare, gata. Bonita, ei. Ela está com 31 kg. Uau. Am ajuns acasă. Să vedem ce reacție va avea. Nei. Cu ce? Hey. Nu. Ma. Ce reacție va avea? Văd că e manevrabilă, dar încă nu s-a produs transferul de putere, să spun. Da, ne-a spus să nu, să nu alintăm. Să nu alintăm prea mult. Hai, Uma. Șez. Uma. Șez. Hei. Uma. Spune-i Senta. Senta. Uma. Senta. Uma. Senta. Senta, Uma. Cred că le-a fost dor unul de altul, mă. Și dai drumul, că cred că... A? Hai vină, frate! Hai vină aici, Uma, vină să dau la drept, aici! Uma! Vine aici! Uma! Uma! Vine aici! Da, este foarte... Dar stai că o să o atace beca. Aie! Da. Hai vină aici! Nu, beca? Totuși e... Ești în casă, fată! A știut? Da, 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 da. Da, da, da. Da, tati, da. Știe Oscar că beca este arc. S-a băgat Oscar între ei. Da, tati, da. M-a dus o iubire acasă. Ne-a zis Anderson, dresorul, să nu o iubim foarte tare. Doamne, dar este foarte disperată, zici că are DHD câinele ăsta. Păi stai-mă puțin că... Vine aici, vine aici, ești, nu? Ești afară. Ești. N-are voie în casă, mamă. N-are voie în casă. N-ai voie să o... N-ai voie să o... Ce? Alinți foarte mult, adică poți să te bucuri acum pe mângâi și așa, dar... De ce? În general trebuie să ne comportăm pe mâncul cu ea, nu ca și cum ar fi o... Ca Oscar. Da, cum ca cu Oscar, da. Doamne, ce bucuroasă este! Și Oscar, da! O să ieșim mai târziu pe plajă împreună. Începe să plângă. Da. Ce fericit e Oscar! Da, și Oscar este... Da, ce da, fericit da, e Oscar, puiule! Doamne, de ce dresoara zis să nu putem să fim? Nu, a zis să nu fii bună! A zis să nu... Uite-mă să țin aici! Alinti. Uite-mă ce frumos sunt ăștia împreună! Când vezi așa animalele atât de fericite, de ce le zici ca nebunit lui Oscar, realmente? Ce-i tată? Spectacol!
Da, să termină bateria. Am venit cu ajutoare pentru a descărca mașina. Da, este pentru un fel osteoporoză, pentru că Uma are un fel de displazie de șold, se numește, are șoldul un pic diform, dar are mersul ăsta de rață și trebuie să-i dăm niște suplimente. Dar știai că soția antrenorului e veterinar? Bănuiam. Hai, Pitico, tu nu ajuți? Tu ce faci? Eu? Da. Eu am venit aici să văd. Ai venit aici să vezi, nu? Haide. Imediat. Hai, du-te cu asta, Carly, că... Tati, ce? Te stresează, mă? Da, avem de toate aici, da. Micuța mea, micuța. Da, broscuță, de-aia stai tu așa cu o broscuță, nu? De-aia stai tu așa, când ai șoldul un pic diferit. Doamne, este superbă! Cum alerg, ai văzut? Draga de tine! Hai! Nu? Aole, tocmai carne am uitat-o! Mușculețul meu! Descălțarea! Cât ai dat pe cumpărăturile astea? 123 de lei! Am înțeles, lasă că fac eu calcul la final! Avem și ăștia mii, noi nu avem curent. Momentan suntem fără energie electrică. Astea mici au făcut un șah împreună. Carla o învață pe Ana. Ați făcut șah? A jucat șah? Tu vrei polalitana? Polalitana? Polalitana vrei? Napolitana. Polalitana înseamnă napolitană. Da? Ca să știți, acesta este... Mai zi o dată, ce să vreau? Polalitana, da. Răspuns corect. Răspuns corect. Dă-mi și mie o gură de polalitana. Ce vreme mohorâtă este afară și eu sunt așa de bucuros și așa de fericit pentru că noi stăm așa toți în pat frumos așa toți împreună, avem un moment de împreună cu toți așa când este cald, fiecare în câte o parte. Bine, lipsește Aris, care el este la surfing pe vremea asta, îl surfează, ce să mai. Bravo, tati, suntem alături de tine, te iubim. Am ajuns să-l luăm pe Arisone de la profesorul de surf. Cred că a fost foarte fericit astăzi pentru că au fost într-o nouă locație unde valurile au fost mult mai rapide și i-a ajutat și vremea pentru că a fost un pic de furtună, adică ei au surfat în niște condiții în care nimeni n-ar fi băgat un deget în apă. Abia aștept să o vadă și el pe Uma, vai. Pe mine m-a emoționat foarte tare vederea cu Uma, nu știu de ce, mi se pare senzațional că întâlnirea cu oamenii nu mă emoționează atât de tare cum mă pot emoționa animalele, nu știu. Nu știu ce să zic, cel puțin asta se întâmplă mie. Oi! Ce faceți, măi, frumoasilor? A? Ce faci, pisoi? Cum a fost? Bine, ia. Azi au fost niște valuri de milioane. Aproape ca pe mine.
Da? Doamne. Un metru. Un metru e puțin. Cred că au fost de mai mult, ca Carla zicea de un metru jumate. Ma. Când s-a dus în... În spate este un metru și în față e 2 metri. Oh my god, Aris. Aris, ce-ai făcut, băiatule? Și mama, odată am căzut. Am căzut de foarte multe ori, ori. Da? Dar nu. Te-ai descurcat, nu? Nu, am luat extrem de multe, dar așa am căzut în unele pentru că... Ești întreg? Da. E bine atunci. Mai am un dinte? Nu mai ai un dinte? Nu mai am un dinte. Ia, arată. Uite. Ia. Da. Cum? Ți-a picat un dinte? Când? Păi el aveam, mai am un dinte, da. Asta mic, ne dă durat de cap. Hai acasă, gata. Cred că mâine iar se duce. Da? Iar mă trezi la 4 jumate. Haide că mă duc și eu, dar ce fac? Eu stau cu... stau până târziu cu videourile. Hai. Lasă că mă duc că eu, că mie e ușor. Da? Da. Păi eu trebuie să la 5. Da, te la 5. Ah, tu, dar la cât mâine? La cât te duci mâine? Nu știu. Asta e chestia. Și stau până la 5. Și va trebui să mai aducem și noi ceva pâine, că noi tot timpul luăm de la ei mâncau acum, de exemplu. Mamă! Ce? Dai, bă, era un... Ce? Ce? N-am văzut că erau trei mașini la un moment dat, adică doamna ce a făcut o depășire foarte periculoasă, nu știu dacă ați văzut, nu cred că ați văzut, dar... N-am văzut. Am văzut. Uite, am luat costumul de... surf. Bunica, adică mama instructorului, face costume de baie, de surf în special, a ieșit extraordinar de bine. A ieșit bine, nu? Foarte bine, foarte bine. Și... ai verificat toate cusăturile, tot? Nu. Verifică-i, domne, cusăturile. Gabriel, te urechez. De față cu toată lumea. Trebuia să le verifici acolo, în fața lui, că acum ce o să zică? Gabriel! Acum nu mai valorează nimic. Normal. Că o să zică, nu frate, eu ți l-am dat cu cusăturile bune. Așa, tu îi spuneai, uite că nu e cusătura bună. Iată că vrea să mă depășească unul. Și e foarte nehotărât. Ești atât de înalt sau... Ce faci, simt, mă, eu foarte adune? Mică. Tu vezi unde am eu cap? Cred că am amândouă, iubito. Uite. Hai să văd cât poți să stai așa. Să știi că picioarele mele sunt puternice. 5 de ajuns. Păi și ce înseamnă asta? Aș fi mers să beau o cafea. Unde? La cabana, la empada. Haide. Vii? Da, vii. Nu cred. Haide. Hai. Merge. Aris, ești de acord? Ești obosit? Da. Da? Da. Ai chef să mergem la cabana, la empada? Da. Sau vrei să te lăsăm acasă? Nu. Haide. Haide. Te duci tu în fața să rezervi masă? Nu? Dar oare e deschis? Cred că mai e deschis, nu? Cred că mai e. 17. Ha, cred că la 6 se închide. Mie îmi place foarte mult când e vremea asta mai închisă. Pe unde mergem noi, există mesajul ăsta pe undeva, ia uite. Bem-vindos. Vezi iarăși, bem-vindos. Bem-vindos. Păi și vinul unde-i? Unde-i vinul? Unde-i vinul? Piesa de rezistență, o barcă foarte, foarte veche. Cu becuri. Aris, mai? Ce-ai făcut cu ei, băieți? I-am cumpărat lui Maria. Nu, eu-ți dau pastel cheltuie, mă? Ce-ai făcut? I-am cumpărat un pastel lui Maria. Mariei, se zice? I-a cumpărat un pastel Maria.
Marie și unul lui Moni. Ai cumpărat din banii tăi mâncare la fete și tu ai rămas. Bravo. Ne-ai mâncat? Nu, pentru că după mai am luat am luat unul pentru Moni, unul pentru Marie, unul pentru mine și după mai am luat unul pentru mine, numai că nu mai aveam bani, și o să trebuiască să dau bani cealaltă dată. Ok, e bine. Bravo, bine, perfect, bravo, felicitări. Bravo. Hai că s-a descurcat. Bravo. Băieții șlap. Bacalhau, ne Maria? Doi sunt paralepar. Haideți să vă arăt și zona de restaurant. Nu ne place foarte mult aici. Se întâmplă un fenomen foarte interesant în Brazilia. Toată lumea renovează casele, magazinele, absolut tot e refăcut. Ca și acest restaurant a fost renovat. Toată lumea o ia de la capăt așa, în forță. Ce era înainte, acum sunt mai puși pe treabă și pe acțiune aici în Brazilia. Îmi place foarte mult copacul acesta. Așa mult că nu l-au tăiat. Maiaua. Mergem să facem maiaua. Pentru că trebuie hrănită, da? Deci acea maia trebuie hrănită, precum ne hrănim câinii, la fel va trebui să hrănim și acea maia. Și dacă tu ne-am apucat de ea, va trebui să o ducem până la capăt. Și foarte multe persoane au spus că e prea multă muncă pentru o pâine. Nu, vă contrazic, nu este prea multă muncă pentru o pâine, pentru că va fi una dintre cele mai speciale pâini de pe această planetă, pentru că va fi plecată de la zero și am crescut acele microorganisme din care am făcut acea pâine și va fi o pâine demențială, o să vedeți. Da? Așadar, avem totul pregătit. Ce mi s-a părut mie foarte, foarte interesant este că și paharul și acest vas au aceeași greutate, adică de 172 de grame. Cât de curios ca două vase atât de diferite să aibă exact fix la gram aceeași greutate. Da. Am aici cele trei ingrediente pentru a continua cu maiaua. Maia este într-o formă, arată foarte bine, foarte bine, dar încă nu este acolo, adică este acolo, dar nu este acolo pentru că nu am bulele necesare. Asta înseamnă că acum eu vă mai hrăni încă o dată 200 de maia, 200 de făină, 200 de apă și o voi mai lăsa o zi, nu o voi mai băga în frigider, o voi lăsa afară, așa că